Însă, dragilor, vă propun să intrăm în primul subiect al acestei ediții, pentru că săptămâna trecută a avut loc o dublă aniversare pentru catolicii din Iași, pe 27 și pe 28 iunie. Mai exact, pe 28 iunie s-a desfășurat Sfânta Liturghie de Mulțumire la împlinirea de 80 de ani de viață ai preasfințitului Petru Gherghel și pe 27 iunie a avut loc aniversarea de 136 de ani de la înființarea diecezei de Iași, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme. Și v-am pregătit un reportaj foarte frumos despre cum s-a înființat dieceza de Iași, această comunitate atât de puternică aici în Moldova, și vă invit să urmărim reportajul realizat de Carmen Olaru și Cristian Zbângu. Situată în estul României, în ținutul numit Moldova, dieceza de Iași a fost înființată în anul 1884. Ea cuprinde 8 județe, Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea, cu o populație de peste 4.350.000 de locuitori, din care 4,6% sunt catolici. Istoria catolicilor din Moldova depășește cronosul, depășește limita timpului, pentru că în secolul al XVIII-lea, spre sfârșitul acestui secol, când s-a consacrat catedrala veche, cum îi spunem noi, domnii Moldovei spuneau: se știe faptul că acești catolici din Moldova au avut din toate timpurile biserica aici în Iași. Așadar, se pierde istoria catolicilor din Moldova în negura timpurilor. Așadar, se poate vorbi despre o comunitate catolică și despre o biserică în zona Moldovei, conform cercetătorilor, încă din cele mai vechi timpuri, dar primele documente apar în secolul al XVI-lea. La început de secolul XIII, deci înainte de fondarea statului medieval moldovenesc, îi avem pe dominicanii din Ungaria care au venit aici, în sudul Moldovei, și au înființat chiar o episcopie, așa zisă episcopia de Milkov, în anul 1227, practic de atunci pleacă primele informații despre catolicii din Moldova. Și apoi încet, încet au existat și alte episcopii, cum ar fi cea de la Siret din 1371, cea de la Baia din 1418, cea de la Bacău, foarte importantă, 1607, și în sfârșit catolicii din Moldova au fost regrupați în anul 1884, pe 27 iunie mai exact, cu fondarea acestei episcopii de Iași. Ne aflăm în fața episcopiei romano-catolice din Moldova, prima de acest fel din Moldova. Este o biserică ridicată la 1410 de Alexandru cel Bun pentru soția sa Margareta, care era catolică. Este o biserică de zid, în stil gotic, de tip sală. Datorită regelui Carol, Papa Leon al XIII-lea a înființat Episcopia de Iași, condusă de episcopi rezidențiali, apoi de administratori apostolici și ordinarii substituti. Paul al VI-lea l-a numit administrator apostolic de Iași pe preasfințitul Petru Gherghel, iar în 1990 a fost ales și numit de Papa Ioan Paul al II-lea episcop de Iași. Dieceza noastră ar fi ca o imagine rotundă. Catedrala noastră, care o vedeți aici, este de fapt un simbol al întregii noastre dioceze, pentru că ea este așa gândită încât să exprime o comuniune sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria și care ne îndreaptă spre Iisus și de aici spre Dumnezeu. Orașul Iași, reședința episcopală, are două catedrale. Catedrala veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sfințită inițial și dată în folosință la 15 august 1789, a devenit catedrală, fiind renovată de mai multe ori și extinsă. Construcția catedralei noi cu hramul Sfânta Fecioară Maria Regină a început în anul 1992, iar la 1 noiembrie 2005 catedrala a fost sfințită. Zonele compact catolice din dieceza de Iași sunt Bacău și Roman, unde sunt parohii cu peste 2500 de familii.
Și ne-am întors în direct. Vă reamintesc că ați urmărit un reportaj realizat de Carmen Olaru și Cristian Zbungu. Asta se întâmpla în mai 2019, un reportaj ce făcea parte și face parte din campania de promovare a vizitei Papei Francisc la Iași anul trecut, chiar pe 1 iunie, dacă zic bine. Și alături de mine se află părintele Adrian Blăjuță, director al Oficiului pentru Comunicații Sociale al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație să povestim, să vorbim despre aceste momente importante ale diecezei Romano-Catolice de Iași. Chiar așa, aș porni de aici. Ce înseamnă pentru dieceza de Iași această dublă aniversare? Sunt 136 de ani de când a fost înființată Episcopia Romano-Catolică de Iași. Dacă stăm așa și ne gândim în cadrul unei biserici, 136 de ani nu sunt chiar așa de mulți, dar pentru noi sunt importanți. Pentru că, într-adevăr, este o biserică tânără, o dieceză tânără, dar am văzut și în reportaj că, de fapt, de prin secolul XIII sunt menționați catolicii în Moldova, în această zonă. Au fost mai multe episcopii, dar în anul 1884 au fost create deja condițiile pentru ca să fie realizată această episcopie de Iași prin instaurarea regimului, să zicem, sistemului politic democratic cu Alexandru Ioan Cuza și apoi desăvârșit și cu regele Carol I. Am sărbătorit acest moment, 136 de ani de la înființarea episcopiei și totodată, în cadrul acestei episcopii, au fost 80 de ani ai unui om care apoi a dedicat 55 dintre acești ani, mulți puțini, i-a dedicat dieceze de Iași, episcopie de Iași. E vorba de preasfințitul Petru Ghergel. L-am felicitat, el a celebrat o liturghie de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru tot ceea ce Dumnezeu i-a oferit în această perioadă, 80 de ani de viață, dar și a doua zi a împlinit ieri, de altfel, în sărbătoarea Sfinților Petru și Paul, 55 de ani de preoție. Și iată, sunt nu doar două evenimente, dar sunt trei în unul, putem să spunem că marcate prin această celebrare specială. Și ce semnificație are pentru preasfințitul Petru Ghergel toate aceste momente? Cu emoții mari. L-am văzut și la începutul Sfintei Liturghii și apoi... Avem și noi imagini de și la, și la sfârșit se simțea această emoție. Ne imaginăm 80 de ani în care, nu sunt puțini, nu? Dar dintre aceștia 55 de ani, el i-a dăruit bisericii. Și dintre acești 55 de ani a fost o mare parte a istoriei Episcopiei Romano-Catolice de Iași la cârma ei. 41 de ani. El, de anul trecut, a devenit episcop emerit prin alegerea și consacrarea noului episcop de Iași, Iosif Păuleț. A fost un moment în care s-a îndreptat spre Dumnezeu cu mulțumire. I-a avut în gând pe părinți și vom aminti și despre acest lucru și a mulțumit și tuturor celor care au fost aproape. Unii au plecat dintre noi, alții au fost și colegi de ai preasfinției sale, dar și în alt preasfințitul Ioan Robu, acum și el episcop emerit de București, pentru că episcopul nostru auxiliar Aurel Percă a mers la București și iată este noul arhiepiscop mitropolit de București. O întreită, să zicem, sărbătoare, un moment în care ne-am uitat și noi, am privit și noi la acest moment. N-au putut să vină mulți în catedrală, știm situația actuală, dar au fost așa de multe persoane care au urmărit această transmisiune și mulțumim totodată și TVR Iași, care a preluat această celebrare, transmisiunea din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași și a ajuns în casele oamenilor și au venit mii de mesaje de felicitare în care oamenii și-au arătat aprecierea pentru ceea ce a făcut
preasfințitul Petru Gherghel, pentru personalitatea sa și pentru modul în care a știut să-i țină aproape pe credincioși. Asta a fost, de fapt, și misiunea lui ca păstor al diecezii, să creeze această unitate, să creeze această armonie și să îi ajute pe oameni să meargă înainte pe drumul acesta al credinței. Și vă invit în minutele următoare să urmărim un reportaj despre drumul de credință și slujire a preasfințitului Petru Gherghel. Un reportaj de asemenea realizat de Carmen Olaru și Cristian Zbângu. S-a născut la 28 iunie 1940 în satul Ghereiești din județul Neamț, într-o familie cu 7 frați. A urmat școala generală în satul natal, unde a avut dascăl care i-au insuflat dragostea pentru învățătură. Sămânța gândului de a merge la seminar a încolțit în mintea copilului crescut în credință, atunci când îl urmărea la liturghie pe părintele Ioan Jigmund, la biserica din sat. Mi-aduc aminte cu mare bucurie de marii copilăriei, și mai ales de altar, de banca de împărtășanie, de întâlnirea cu colegii mei în jurul bisericii. De faptul că participam la anumite celebrări care mă impresionau pentru că vedeam în preotul ce slujea, un om care cu adevărat se vedea că se dăruiește, că transpiră. Și sigur că m-am întrebat în momentele alea, că rețin bine, oare n-aș putea face și eu așa ceva. După ce a absolvit 7 clase la Ghereiești, a urmat școala de cantori, pentru că gândul de a deveni preot era tot mai prezent pentru tânărul Petru. A intrat la seminarul catolic din Iași, iar în 1965 a fost hirotonit preot la Alba Iulia. La doar 38 de ani, preotul Petru Gherghel este numit administrator apostolic ordinarius al diecezei de Iași, o dieceză mare și cu multe probleme. Era un prim pas spre normalizarea situației ecleziale, deoarece de la arestarea episcopului titular Anton Durcovici, dieceza fusese condusă doar de ordinarii substituți. La momentul numirii sale, dieceza de Iași avea un număr de 78 de parohii organizate în două decanate, de Iași și Bacău, în care lucrau circa 100 de preoți. Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe monseniorul Petru Gherghel ca episcop de Iași la data de 14 martie 1990. Consacrarea a fost oficiată la seminarul din Iași la 1 mai în același an de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al papei Ioan Paul al II-lea. Viața catolică diecezană a luat un nou avânt odată cu numirea ca episcop a preasfințitului Petru Gherghel. A fost reorganizată dieceza de Iași și au reluat activitatea sau au apărut numeroase instituții bisericești, s-a reluat învățământul religios în școli. S-au înființat mai multe instituții de învățământ catolic în Moldova, precum și instituții cu caracter social. După anul 1989 a început construirea unei noi biserici lângă catedrală și au fost înființate 3 noi parohii pentru credincioșii din Iași. Catedrala nou construită a fost sfințită la 1 noiembrie 2005. Acum, împlinind acești ani, pășind în cel de-al 30-lea an, practic drumul meu de slujire se apropie de acum de a fi încredințat și altora care au crescut în această perioadă. Viața diecezei de Iași este astăzi una vie în care păstorul își conduce cu grijă turma care i-a fost încredințată și la care poate nici nu a visat copilul din Ghereiești, pentru care singura dorință era aceea de a-L sluji pe Hristos. Ca să ajungă Sfântul Părinte la noi, iată, în anul acesta, gata suntem să-L primim, să ne cheme la un lucru care continuă, de fapt, vocația pe care eu am ales-o ca tot să fie una, să mergem împreună. Thank you.
Suntem la vară pentru voi. Invitatul nostru de astăzi, vă reamintesc, este părintele Adrian Plăjuță, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice din Iași, și vreau să ne continuăm discuția. Am văzut niște imagini extraordinare cu preasfințitul Petru Gergel din tinerețe. 38 de ani e vârsta la care și-a început acest drum apostolic. Nu e mare responsabilitatea pentru un tânăr la 38 de ani? Sigur că da, la 38 de ani a fost ales administrator apostolic, conducător, păstor al diecezei de Iași, pentru că condițiile de atunci erau dificile, nu putea fi un episcop nou. Deja cu un an înainte a murit, murise episcopul Petru Pleșca și rămânea așa situația asta incertă în dieceza de Iași. Și deja era deschis un dialog între Sfântul Scaun, între Vatican și statul român, și s-a căutat o astfel de persoană și spune și mărturisește preasfințitul Petru Gergel că atunci când a aflat de această decizie, pur și simplu a zis, dar de ce eu? Și a spus atunci, dacă Dumnezeu mă vrea, mă cheamă pe acest drum, răspund. Și mai ales că el a fost conștient de la început că nu este singur. Și asta a mărturisit întotdeauna, că întotdeauna l-a simțit pe Dumnezeu aproape și pe ceilalți preoți. Pentru că era elanul acesta tineresc, și aceste cuvinte sunt tot ale preasfințitului Petru, care spunea, cu elanul acesta tineresc am acceptat această numire și munca pe care a trebuit să o duc mai târziu. Deja el fusese numit profesor și mai tânăr, nu? Profesor la seminarul din Iași, apoi și rector o perioadă de timp, și atât la 38 de ani a început această misiune și 41 de ani a rămas la cârma diecezei, pentru că în 78 a fost ales administrator apostolic, iar apoi după zorii libertății al momentului de după Revoluție, în 1990, a fost ales de către Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea ca episcop de Iași. Vreau să discutăm și despre momentele mai dificile, pentru că într-o viață și într-o astfel de viață n-au cum să nu existe, însă aș vrea să vă întreb dacă elanul acesta tineresc de care vorbiți și-a pus amprenta asupra diecezei de Iași. S-a și văzut acest lucru. E clar că în perioada comunismului era greu să activezi, pentru că Biserica Catolică nu era interzisă, dar era, să zicem, lăsată cumva, era permisă, da? Dar preoții, și spunea și preasfințitul, făceau un fel de muncă din această de sacristie, adică nu puteau să ia să facă diferite cateheze, celebrări publice mari, construcțiile bisericilor erau așa de greu de realizat. Și spunea preasfințitul că el avea și această misiune de a menține un așa dialog ca să poată cât de cât preoții, viața bisericii locale, a diecezei de Iași, să meargă înainte. Pentru că situația era dificilă și dacă se închidea acest dialog, vă dați seama, ar fi fost mult mai multe probleme. Și spunea că asta a fost dificil. Cum să faci această armonie, cumva să încerci să menții acest dialog și să nu dăuneze intervenții sale și a vieții diecezei de Iași. Așa a încercat să ducă în această perioadă a comunismului. După aia, bineînțeles că au venit zorii libertății și s-a schimbat și modul de activitate, fiind și episcop, apoi dieceza a văzut o înflorire deosebită. Oricum, deja în timpul comunismului, o realizare mare a preasfințitului a fost construirea noului edificiu al seminarului din Iași, unde s-au format sute de preoți, pentru că era important să fie preoți care să slujească, care să meargă în întâmpinarea credincioșilor și să-i ajute să meargă înainte pe drumul credinței. Dar după trecerea comunismului s-a realizat conducerea, departamentele Episcopiei de Iași, o înflorire, spuneam, spirituală și, să zicem, sociale, pentru că au fost făcute și instituții de binefacere, instituții de educație, au fost atâtea posibilități, s-au venit multe congregații de surori sau de călugări care au ajutat
în această operă de evangelizare din punct de vedere al educației, dar și al sănătății, pentru că au fost spitale, aceste centre care au ajutat la creșterea vieții spirituale a credincioșilor de aici, din Moldova, din această zonă a Moldovei și a Bucovinei, unde este dieceza romano-catolică de Iași. Ne întoarcem la dubla aniversare, pentru că avem și noi imagini foarte frumoase de duminică. Colegul nostru, Sergiu Ciocoiu, a fost acolo și vă prezentăm și dumneavoastră reportajul. Zeci de ani de viață și 55 de ani de preoție, așa arată linia biografică a preasfințitului Petru Gergel, episcop emerit al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. În semn de recunoștință pentru felul în care părintele și-a pus zilele în slujba bisericii și a oamenilor, astăzi la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași a fost celebrată o liturghie de mulțumire. Sfânta liturghie a fost prezidată chiar de preasfinția sa Petru Gergel, iar păstorul diecezei de Iași, preasfinția sa Iosif Păuleț, a transmis un mesaj special cu această ocazie. Astăzi este o zi cu totul deosebită pentru noi, deoarece celebrăm o sfântă liturghie solemnă, așa cum se vede, liturghie de mulțumire și de recunoștință aduse pentru cei 80 de ani de viață pe care îi sărbătorește preasfințitul Petru Gergel. Ce înseamnă pentru dumneavoastră în calitate de păstori? Un păstor bun pentru dieceza de Iași, cu multe învățături pentru noi creștinii. Aniversarea de 80 de ani a episcopului emerit va prilejui și o evocare a înființării Episcopiei Romano-Catolice de Iași, sărbătorită în ziua precedentă, 27 iunie. Privind la aceste momente aniversare, preasfinția sa Petru Gergel a adus prinos de laudă, recunoștință și mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate darurile și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat în viața sa și în întreaga sa slujire preoțească, dar și pentru cei 136 de ani de existență a Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Da, am văzut cu toții momente foarte frumoase, am văzut și reacția credincioșilor, un păstor foarte bun pentru dieceza de Iași. Și aș vrea să ne explicați motoul preasfințitului Petru Gergel, ca tot să fie una. Ce semnificație are? Ca tot să fie una, de fapt era dorința preasfințitului încă de la început. A spus că singur nu reușesc și nu fac eu, nu pot eu să conduc biserica din Moldova, Biserica Romano-Catolică, dar împreună cu ceilalți. Și deja aceasta a fost o invitație, nu? Ca să fie conștienți cu toții că împreună pot să ducă mai departe, să fie alături de credincioși și să conducă biserica și, bineînțeles, împreună cu Dumnezeu. Este acest mesaj, acest text care vine din Evanghelia după Sfântul Ioan, din capitolul 17 și care amintește de acea rugăciune a lui Iisus Hristos îndreptându-se spre Tatăl, cu această dorință ca toți să fie una, să nu fie dezbinați. Și aceasta a încercat să o facă preasfințitul Petru Gergel în toată activitatea sa ca episcop, ca administrator apostolic, apoi și ca episcop, dar întotdeauna încercând să creeze această unitate. De fapt, asta este și misiunea unui păstor, unui episcop, să creeze unitate în episcopia sa, în dieceza sa și totodată să creeze unitate în biserică împreună cu Sfântul Părinte Papa Francis și cu ceilalți episcopi, cu celelalte biserici locale. Aceasta a fost, iată, deviza pe care a urmat-o și totodată l-am văzut fiind deschis față de toți, fie instituții de diferite facțiuni, diferite instituții
cu care a rămas întotdeauna într-o apropiere și o unitate. Și așa este, a reușit, a creat o comunitate foarte puternică, o comunitate catolică aici în Moldova. Toți să fie una. Am traversat o perioadă în care, chiar dacă am fost distanțați fizic și în continuare suntem, cred că ne-a apropiat emoțional, nu? Este foarte important tocmai acest lucru și apoi avem și mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc anul trecut să mergem împreună. Parcă a mers ca o încununare a misiunii Preasfințitului Petru Gherghel, pentru că după aia, la o lună, am primit vestea că a fost acceptată cererea lui de retragere pentru a lăsa locul altuia, un alt elan tineresc, să zicem, care să ducă mai departe această misiune în dieceza romano-catolică de Iași. Vă mulțumim foarte frumos pentru toate explicațiile, pentru toate comentariile. Multă sănătate, vă mai așteptăm la noi și, bineînțeles, urăm și noi la mulți ani Preasfințitului și diecezei de Iași. Mulțumim și rămânem în continuare împreună ca să creăm această unitate și mulțumesc și tuturor celor care ne-au privit și care ne sunt mereu alături.